Cum a fost întâlnirea cu Mircea Lucescu? Da. Tu știi foarte bine că eu am spus-o și o repet. Eu îl consider ca un tată al meu. Sincer, nu mă așteptam să vină. Chiar glumeam. Făceam o... și spunea că, bă, a trăit până la anii ăștia și am fost de două ori la pușcărie. O dată să-l văd pe Copoș și a doua oară să-l văd pe tine. Sper că nu mai vin niciodată să mai văd pe nimeni. Așa ți-ai zis la... Da, așa mi-a zis, da.